Am închinat-o Domnului, de aceea toată slava eu închinăm Lui, așa cum psalmistul ne învață, nu nouă, Doamne, ci Ție și numelui Tău vrem să dă slavă. Și aș vrea să vă urez tuturor celor care vă văd în fața mea aceleși cuvinte de mângâiere, și aș vrea să încurajez tânării. Desigur că vremea noastră, toate lucrurile se fac la vremea lor, vremea noastră cam apune. Am ajuns și o venerabilă vârstă de 60 de ani, așa că viitorul este al lor, al tineretului, și mă bucur pentru că Dumnezeu scoate lucrători în via sa. Amin. Thank you.
Mă bucur ca să fiu și eu prezent la această ediție a 5-a Festivalului Fanfarelor de la Tăut. Și altă dată am fost împreună cu toată fanfara de la Deva. Astăzi am venit numai o parte mică din fanfară, întrucât noi colaborăm foarte bine cu fratele Petrică Frunzău. Și a zis fratele să venim să fim împreună cu ei și la bucuria asta, să și cântăm. Anul trecut am fost numai așa ca și ascultător. Mă bucur, fraților, pentru că faceți lucrul acesta pentru slava Domnului și am dorit ca toată cinstea și lauda să fie a Lui. Aș vrea să vă aduc și salutul bisericii din Deva, salut care se găsește în Roman 12:21, care spune așa de frumos, pentru noi, pentru toți: nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Și Dumnezeu să ne ajute pe toți să facem lucrul acesta și să vestim pe Domnul biruind răul prin bine. Amin. Începem cu fanfara Bisericii Arad Micalanca, fratele dirijor. Fanfara Bisericii din Pecica, Arad.
Fanfara Crișul Negru. Vă mulțumim tuturor și dorim ca Domnului binecuvântare să fie peste noi toți. Amin. În încheiere, fanfarele reunite vor cânta cântarea Mărire ție, Iisuse, cântare care a fost aranjată de fratele Florea Butcă. Deoarece fratele Cornel Burcă, pe lângă că a fost și este un instrumentist bun, este și un bun dirijor. De aceea aș vrea să-i cedez bagheta dânsului la această ultimă cântare și aș vrea să și asistența să cântăm toate cele trei strofe și cu vocea. Iar pentru frații fanfariști, ultimele trei măsuri pentru introducere cu auftakt. Am fost înțeles? Ultimele trei măsuri cu auftakt, introducerea și apoi trei strofe. Iar la ultima strofă repetăm solo de bas. Vă mulțumesc, Domnul să vă dea putere să lăudați. Amin. Rog asistența să vă ridicați, soare. Thank you.
vreau să vă mulțumesc tuturor celor ce ați fost prezenți cu noi în ziua de astăzi. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumesc bisericilor care v-au dat bilet de voie ca să fiți în prezență, să ne onorați cu prezența în ziua de astăzi. De asemenea, vreau ca în nădejde să vă dau o invitație pentru 2009, la cea de-a șasea ediție. Așa că rezervați-vă bilete din timp, unii la avioane, unii la vacanțe, la ce puteți, și în 2009, pe vremea aceasta, să fim din nou împreună, lăudând și preamărind numele Domnului. Acum Scriptura spune și următorul lucru. Vretnic este lucrătorul de răsplată. Răsplata noastră constă și în mulțumirile pe care vi le aducem, dar și într-o masă pe care dorim să vă dăm, plin de dragoste și în dragoste. De aceea vă invităm să fiți împreună cu noi la masa aceasta. Masa se va servi de data aceasta în două locații, o parte acolo și aici mai avem două săli pregătite în partea aceasta altă, în clădirea școlii. De aceea vă invităm să rămâneți cu noi și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe tot și toate. Amin. Thank you.